Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejur. Interes maxim pentru un proces aflat pe masa judecătorilor din Pașcani. Astăzi a avut loc o nouă încercare de soluționare a solicitării făcute de Primăria Pașcani privind rebranșarea blocurilor rămase fără apă și interzicerea continuării închiderii robinetelor la blocurile fără contracte de furnizare. Avocatul operatorului Ieșan a solicitat mutarea procesului la Iași pe motiv că astfel de litigii pot fi soluționate doar la curtea de arbitraj conform contractului. Instanța de judecată și-a declinat competența în acest caz, a admis excepția invocată de avocatul operatorului Ieșan, iar procesul se va judeca la tribunalul Iași. Asta înseamnă că cele 6 blocuri debranșate vor rămâne în continuare fără apă cel puțin câteva zile, poate chiar săptămâni. Pășcănenii sunt nemulțumiți că a trecut o săptămână de când 10 de familii nu au apă la robinet și acuză Apa Vital de practici abuzive. Niște ordine care spune unui om că se asigură 50 de litri de apă pe zi. De ordonanța Guvernului de februarie 2014, care spune pentru igiena personală și nu cum acesta. Încă respectă că nu respectă. Al doilea lucru, ca să pune apometele, că pun se cheamă asta, să vin noaptea să demontez apometul din starea unui imobil, fără acceptul proprietarilor. În al treilea rând, după spusele domnului primar, nu s-a făcut procesul de delegare sau de predare, primire, între Primăria Municipului Pașcani și Apa Vital. Nu s-a încheiat acel proces verbal. Deci domnului aparțin comunității, nu lui Apa Vital. Deci curs calificat, nu mai spun de distrugere, că au distrus lacăte și nu știu mai ce. Menționăm că acțiunea Primăriei Pașcani a debutat cu stângul. Săptămâna trecută procesul a fost amânat de 2 ori după ce judecătorii s-au abținut în dosar. Acum se caută soluții imediate pentru rebranșarea celor care au rămas fără apă. Întrebați cum să faceți pentru a scăpa de datoriile pentru apa consumată anul trecut? Ei bine, secretarul Primăriei Pașcani vă sfătuiește să nu vă grăbiți cu achitarea debitelor, să aveți răbdare. Asta deoarece nici operatorul Ieșan nu și-a achitat factura pentru serviciile de purare. Problema este că pentru fiecare zi de plată vor fi percepute penalități de întârziere, iar datornicii vor fi acționați în judecată și vor plăti cheltuielile. Discuțiile au avut loc astăzi în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local. Așa cum era de așteptat, un cetățean prezent la dezbateri a întrebat unde poate plăti apa. Vreau să întreb, cui se plătește apa, consumul de apă de la 1 iulie până la data de 30, până la 31 decembrie? Pentru că dar am mers la Apa Vital să plătim consumul, am primit adresa acasă cât trebuie să plătim, cu toate că ne-au încărcat cu mult, tare. Așa? Acum când ne ducem să dăm banii, îți spune, dacă nu-ți faci asociații, nu-ți primești bani. Șmecherii asta. Șmecherii vor îți prind contractul de așa. Și cui îi plătim, mă? Păi nu plătim, nu trebuie. Pune bani. Răspunsul a venit prompt din partea secretarului primăriei. El i-a sfătuit pe pășcăneni să nu se grăbească cu plata până când nu vor fi dați în judecată, pe motiv că și Apa Vital are datorii la Pașcani. Deci eu să vă spun principiile din toate legile care reglementează acest serviciu. Acest serviciu nu se poate desfășura, presta, fără contract. Să rețineți, este principiul stabilit de legea 51-241 și de regulament. Deci fără contract nimeni nu furnizează serviciu. Mai mult decât atât, trebuie să aibă un contract care izvorăște din contract cadru aprobat de către legislativul pășcănean, pe care el nu îl au acum. Utilizează unul care e aprobat de Arsacis. Dar Arsacis n-a primit mandat din partea Consiliului Local să vină să aprobe acest regulament legat de caiet de sarceni și de contractul de care vorbește, regulamentul de funcționare. Deci, deocamdată, el vă poate forța decât printr-o sentință judecătoare să plătiți aceste servicii.
Mai mult ce vreți să vă spun. Și așteptați să vedem ce spune și instanța astăzi, că se leagă între ele. Trebuie plătită, dar așteptați să vedem. Dar și epurarea trebuie plătită. Și n-au plătit-o, da? Menționăm că la sfârșitul anului trecut operatorul Leșan avea de recuperat de la Pașcani peste 1,6 milioane de lei de la locatarii care au refuzat să încheie contractele de furnizare. Între timp, operatorul Leșan a trimis notificări de plată și a trecut la întreruperea apei. În această situație se află locatarii de la peste 300 de scări de bloc, în timp ce la 68 de scări și în cartierele de case au fost achitate facturile. Citirea pometrelor din apartamentele pășcănenilor de echipele de la primărie readuce în discuție un subiect mai vechi, dar mai puțin interesant acum, furturile de apă. În ședința de astăzi, edilul Pășcănen a spus că au fost găsite aparate de măsură cu indexul dat înapoi atât de mult încât acum este mai mic decât cel din momentul în care serviciile au fost preluate de operatorul Leșan. Așa se explică diferențele uriașe sau pierderile de apă plătite până la urmă tot de locatari. Pentru rezolvarea acestei probleme, noul director al Societății de Apă și Canalizare a propus o serie de măsuri în ședința de astăzi a Consiliului Local. Se fură apă ca în codru la pometrele din apartamente. O spune chiar edilul municipiului după ce salariații primăriei au început să citească contorii. Până acum au fost identificate câteva persoane unde indexul citit acum este mai mic decât cel înregistrat la momentul în care serviciul a fost predat operatorului Eșan. Primarul Pantazi a spus că în acest mod nu se poate continua la preserv apă. Datoriile uriașe la furnizori și cele de încasat de la beneficiari duc societatea spre faliment dacă nu sunt luate măsuri urgente. Lăsați-ne în pace să ne ducem treaba până la capăt, să trecem acest serviciu la preservapa, dar vă spun că în modul în care a lucrat, a operat preservapa până la delegarea serviciului la apa vitală, nu se poate continua în același mod. Și chiar am să rup pe vice că s-a implicat în problema aceasta să spună cu ce probleme s-a confruntat vis-a-vis de citirea acestor apometre și ce a găsit în teren. Apometre care aveau indexul mai mic, deci la ora actuală mai mic decât în momentul citirii la preluare de către apa vitală. Dar am să rog pe dânsul să vă informeze cu ce fel de probleme s-a confruntat și sigur, delegând la preserv apa acest serviciu, va trebui plătit, o să găsim soluții, să vedem cum se va plăti și să vedem în ce mod putem continua cu operarea acestui serviciu și mă refer în primul rând de la nivelul branșamentului, a contorului de branșament în interiorul blocului. Atât timp cât la ora actuală, așa, după cum ați spus și dumneavoastră, avem 5 milioane de euro, de lei, numai de la populație, vă dați seama că răspunsul îl dăm cu toții cum s-a coordonat activitatea la acea instituție în decursul anilor. Că nu, istoria vine mai demult. Cât decontăm noi și eu, în primul rând, decontez acum eu, asta e altceva. Dar istoria vine mai demult. Acolo cu facturile știți foarte bine. Trecut 2 metri consumat, 10 neconsumați. Vine mai demult problema acolo. Domnul director, revenind la organigramă, nu știu, e mică, e mare, viața va demonstra că situația va impune să angajez sau la un moment dat să îl detașez sau să-i schimbi activitatea unui salariat. Dumneavoastră acolo veniți cu o încărcătură oarecum mare acum de personal TESA. Pentru că nu putem și nu veți putea să vă înscriți la licitație atât timp cât veți avea datorii la bugetul local și la bugetul de stat. Știți foarte bine lucrul acesta și va trebui să gândiți automat și rapid un mod de a achita arieratele, toate debitele pe care le aveți de încasat și în același timp și arieratele pe care le aveți de achitat. Directorul societății spune că sunt soluții și că ele vor fi cuprinse într-un regulament care va fi aprobat de consilieri. Pentru început ar trebui încheiate convenții cu fiecare locatar și un contract pe fiecare scară de bloc cu reprezentantul sau asociația de locatari. Apoi facturarea se va face individual, la fel ca și plata. Diferențele la apă vor fi împărțite după cum decid locatarii. Deocamdată nu s-a găsit o soluție cu cei care sunt plecați în străinătate. Primăria estimează că aproape 30% din apartamente sunt nelocuite.
Se citește conturul de branșament și împreună cu reprezentantul de scară se citește valoarea și nu mai există discuții că e bună sau nu e bună, să e mare sau e mic. Dacă reprezentantul de scară dorește să se ducă să citească la oamenii din apartament, e bine, dacă nu, o să facă treaba asta reprezentantul de la preservat. Așa. Și citim toate apometrile de la oameni. O să facem un contract cu reprezentantul de scară și convenții cu fiecare apartament în parte. Și o să vă trimitem factură pe fiecare apartament. Nu îl obligăm pe reprezentantul de scară să fugă după bani. Nu îl oblig să depună garanții. Deci, dar trebuie să fie un reprezentant care să confirme că jos la scară s-a citit valoarea de și în apartamente, asta este valoare. O să vedeți că serviciul o să fie programat pentru, să înceapă de la ora 12 până la ora 8 seara, ca să pot să găsesc și oamenii care lucrează dimineața și oamenii care sunt după amiaza. Nici pentru cei care nu-și achită facturile nu sunt soluții imediate. Dacă apometrele nu sunt scoase pe casa scării, singura soluție rămâne judecata. Menționăm că Preservapa are de încasat de la populație aproape 7 milioane de lei debite și penalități. Pășcănenii s-au învățat să participe la ședințele consilierilor pentru a fi siguri că aleșii locali nu mai votează proiecte care să provoace suferința comunității locale. Astăzi, ei s-au adunat din nou în sala de la primărie pentru a fi martorii reconstruirii societății locale de apă și canalizare. Oamenii au încercat să afle noutăți despre când va fi reluată furnizarea apei la blocurile debranșate de apa vital și unde își pot achita consumurile din vara anului trecut și până acum. Ședința a început în jurul orei 10 cu câteva întrebări din partea cetățenilor adresate primarului. Edilul a fost luat la rost de ce nu a răspuns unei cereri de informații publice pe tema negocierilor cu apa vital și de ce nu duce apă pășcănenilor care au fost debranșați. Pentru domnul primar, prima întrebare, că vreau să faceți răspunsul public, că dumneavoastră se motivați că nu știu ce și nu știu cum. De ce nu am primit răspuns la cerere depusă în data de 9.1.2015, sub numărul 445, prin care am solicitat să ne transmite în copie, în scrisurile privind negocierile cu apa vital, din data de 8.01.2015. Au trecut 18 zile de la depunerea peticiei. Au fost încălcate prevederile articolul 7 aliniatul și aliniatul 2.744 din 22 octombrie 2001, iar la aliniatul 2, tot din legea 544, aliniatul 2, citesc, refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea peticiilor. Vă rog să ne răspundeți. În replică, primarul a spus că nu a negociat, ci a cerut operatorului Eșan să încheie contracte individuale. Mai mult, secretarul Mircea Zuzan a spus că administrația locală a solicitat instanței de judecată să dea o hotărâre pentru rebranșarea blocurilor. Deci nu am purtat nicio negociere, am mers la apa vital și le-am solicitat să încheie convenții la nivel de apartament cu titular de contract, ceea ce nu s-a dorit să se facă și am mers, așa ne-am întors înapoi. Alte negocieri n-am avut ce să purtăm pentru că contractul de delegare era semnat și negocieri să mai purtăm. Negociem precum în piață, merg și negociez cu cel de la Tarabe, domn doi mor, că nu dăm numai unul, domnul, fără să-l avem un înscris, domnule primar. Moțacu, deci nu am mers la negociere, am mers să purtăm discuții. La acea cerere trebuia să-mi dați un răspuns oficial, că nu s-a purtat. Eu am ordinul meu de sănătate este invocat. În plângerea de astăzi, care se judecă atât pe fond cât și pe urgență, pe procedura ordonanței președințiale. Am avut în vedere că este unul din punctele forte ale acțiunii noastre în instanță. Pentru că în instanță trebuie să probezi ceea ce soliciți. Deci noi am solicitat nu numai rebranșarea celor care au rămas fără apă, am solicitat și asigurarea continuității serviciului de apă, adică să nu se mai debranșeze de către operator până o să transmitem acest serviciu către alt operator licențiat. În același context, unul dintre protestatari l-a luat la rost pe primar pe motiv că nu ar fi dispus instaurarea situației de urgență la Pașcani, în urma debranșării a 6 scări de bloc de la rețeaua de apă. Prin e-mail a fost adresată o cerere prin care vi se solicită să declarați stare de alertă conform ordonanței de urgență 21 din 2014 să luați măsurile care se impun.
Această cerere a fost depusă și la Registratura Primăriei, în data de 23.01.2015, orele 7.58, cu numărul 1672. Întrebările sunt două. Ce măsuri ați luat dumneavoastră în calitate de primar? Și cine considerați că se face vinovat de această stare de parte? E vorba de starea furnizării serviciului de apă la mai multe scări de blocuri din Pascani. În replică, primarul a spus că închiderea apei pentru neplată nu poate fi considerat motiv pentru declararea stării de urgență, situație în care ar fi trebuit convocat imediat comandamentul local și luarea unor măsuri excepționale prevăzute de lege. Și eu vă spun ce am făcut din moment ce am început să întrerupă apa. Am dat dispoziții la poliția locală să interzică să mai debranșeze de la acest serviciu blocurile, scările de bloc. Am făcut denunț penal și acțiunii prezidențiale la instanță. Astăzi așteptăm răspunsul la acțiunea prezidențială. Deci astea au fost pârghiile legale prin care noi am putut acționa. Cât privește starea de alertă, de necesitate, nu știu, domnul secretar poate preciza dacă aceasta este o stare de alertă sau de... Mai mult, reprezentantul cetățenilor a cerut explicații despre o taxă impusă pentru folosirea rețelelor, impusă doar la apă, nu și la căldură. De ce pentru preserv apa este obligată să plătească taxa de redevență către primărie, că utilizează instalațiile, așa, iar IAGCL-ul nu plătește taxa de redevență utilizând tot instalațiile primăriei, ca agentul tehnic de apa caldă din agență nu teleportează IAGCL-ul în apartamentul X sau Y. Răspunsul a venit chiar de la fostul primar, Neculai Rățoi. El a spus că aprobarea redevenței și la regia de termoficare ar duce la mărirea prețului la căldură. Că dacă îți pui redevență, se adaugă la încălzire acolo. Îți veni factura mai mare. Îți veni factura mai mare. Redevență înseamnă o chirie. O chirie se bagă tot. În prețul. Tot pe populație. Nu bate pe... La sfârșitul intervenției a urmat un schimb de replici între președintele de ședință și reprezentantul protestatarilor. Consiliera Carmen Apostol a spus oamenilor că îi dă afară din sală dacă nu păstrează liniștea și a cerut încetarea dezbaterilor pentru aprobarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. I-a motivat că se grăbește pentru că trebuie să ajungă la ore. Chiar să iau cuvântul și să nu mai puteți adresa nicio întrebare domnului primar. Deci dacă intrăm așa... Ședințele sunt publice și întrebările pot fi adresate atât consilierilor, primarului, chiar și domnului deputat care este în capul mesei acolo, la toți cei care... Domnul Moțatu. Ați reprezentat toată această populație. Nu discutăm aici fiecare 5 minute ca noi să plecăm mâine. Eu de la 12.30 sunt până la 12.20 sunt în folosul comunității. De la 12.30 am ore. Sunt profesor. Alții e noi. Deci trebuie să-i faci. Deci parier pe 4 februarie. Proiectul de hotărâre numărul 1 privind aprobarea organigramei și a stat, dacă nu ne lăsați lucrăm, vă evacuie sala. Menționăm că protestatarii s-au mutat apoi în sala de la judecătoria Pașcani pentru a asista la procesul deschis de primăria Pașcani operatorului Apa Vital. Un elev de clasa a 12-a de la o școală din Pașcani a ajuns în această după-amiază la spital după ce a înghițit mai multe pastile. Adolescentul a recurs la acest gest după ce s-ar fi certat cu prietena lui. El a fost găsit de un cadru didactic într-un grup sanitar din școală. Evenimentul s-a întâmplat la Colegiul Mihail Sadoveanu din Pașcani. Elevul a ieșit de la ore și s-a dus la o farmacie de unde și-a procurat pastilele. După ceva timp s-a întors la școală pentru a se întâlni cu prietena lui. Din primele informații se pare că cei doi au avut câteva discuții contradictorii, motiv pentru care tânărul a înghițit mai multe medicamente. El a fost găsit de o profesoară într-o toaletă, conștient, dar cu stare de rău. A fost chemat ambulanța care l-a transportat la spitalul de urgențe din Pașcani. Astăzi a fost o solicitare la un liceu din Pașcani. Un tânăr de 18 ani
care declară că a ingerat niște pastile în urma unui conflict cu o prietenă. A fost acordat primul ajutor la fața locului și a fost transportat la Spitalul Municipal Pașcani, unde este ținut sub supraveghere. Adolescentul a primit îngrijirile medicale de specialitate, iar acum este în afara oricărui pericol. Au fost anunțați părinții și psihologul școlar despre această întâmplare și cel mai probabil elevul va primi consiliere. Doi adolescenți din Pașcani au ajuns în stare gravă la un spital din Iași după ce au consumat separe etnobotanice. Ei au fost găsiți de către trecători în timp ce se zvârcoleau pe trotuar. Băieții au 14 ani și sunt elevi la o școală din oraș. Poliția a deschis o anchetă, iar ei se află internați la un spital din Iași. Cu stări de vomă și halucinații. Așa au fost găsiți doi băieți din Pașcani în spatele oficiului poștal din zona deala orașului. Trecătorii care au văzut au sunat la 112 și au fost consultați de personalul medical de pe ambulanță. Pentru că nu se putea vorbi cu ei și aveau halucinații, tinerii au fost transferați la Spitalul Sfânta Maria din Iași. În jurul orei 15 a fost solicitare pentru doi copii intoxicați cu substanța necunoscută. La fața locului copiii au declarat că au fumat niște țigări. Au fost transportați la Spitalul Municipal Pașcani și redirijați la Spitalul Sfântă Maria Iași. Poliția a intrat pe fir și a început o anchetă. Vor să vadă rezultatele analizelor și să stea de vorbă cu ei pentru a se stabili cu exactitate ce au consumat. Am înțeles că doi tineri au fost aduși la spital, li se făcuse rău, au fost transferați la Sfânta Maria. Polițiștii au fost acolo să vedem exact, că așa noi tot timpul mergem la spital să mai vedem anumite chestii. Nu s-a reușit să discute cu ei, să vedem dacă este vorba de consum de alcool, dacă este vorba de consum de substanțe interzise sau este vorba de altceva. Urmează ca ulterior și în urma acelui transmit medicii, discuțiile mei, să vedem despre ce este vorba și dacă din punctul nostru de vedere se impun măsuri. De când a început anul școlar, agenții de proximitate din cadrul Poliției Pașcani desfășoară activități în școlile din municipiu, unde elevii sunt informați asupra riscurilor consumului de alcool, țigări și droguri. Poliția de proximitate din cadrul Poliției Municipiului Pașcani desfășoară în mod frecvent activități pe linia de prevenire a tuturor faptelor în unitățile de învățământ. De asemenea, menționăm că desfășurăm activități și pe linia consumului și traficului de droguri și plante etnobotanice. Astfel, chiar în perioada imediat următoare, vom desfășura alte activități în unitățile de învățământ pe această linie. Menționăm că în urmă cu câteva zile, un alt pășcănean în vârstă de 28 de ani a ajuns la spital după ce a consumat substanțe interzise. A fost adus cu ambulanța la CPU, unde a fost îngrijit. Medicii spun că nu este pentru prima oară când ajunge la spital fiind consumator de etnobotanice. Măsuri de supraviețuire pentru Societatea de Apă și Canalizare din Pașcani, rămasă fără salaria și fără obiectiv de activitate, dar și cu licența suspendată, administrația locală încearcă resuscitarea ei pentru a furniza din nou servicii pășcănenilor. În ședința de astăzi, consilierii s-au întrunit pentru aprobarea noii organigrame. Directorul societății spune că de această dată vor fi mai puțin salariați, doar 110 din 168, iar cheltuielile vor scădea cu aproape 30%. Încercați să întocmesc o organigramă și un stadiu în care de la 161 de oameni a ajuns la 125, dar de fapt inițial va funcționa cu 110 oameni. Am lăsat o rezervă de vreo 15 oameni pentru situația în care o să mai luăm și celelalte comune care sunt în jur, trebuie să în servicii și acolo. În replică, unii consilieri au cerut să reducă și mai mult numărul salariaților, mai ales din rândul celor din birouri. E normal, avem nevoie de ingineri în orice societate economică. Nu se poate face fără personal tehnic. Dar putem aici la tehnica vize, inginer mecanic, inginer electric. Aici putem avea doar un singur inginer, poate să facă, că nu dau proiectele peste noi acum la Presservapa și știu că cele mai multe se vor externaliza. Unde avem inginerul avize și proiectare să fie unul singur, iar la inginerul mecanic și electric de meserie, înrudite în orice societate comercială, să fie un singur personal, un singur inginer. Alții au recomandat ca serviciile de citire să fie preluate de regia de termoficare ca să nu mai fie nevoie să fie angajați. Și primarul i-a recomandat directorului să nu mai angajeze oameni pentru că nu va avea cu ce să-i plătească. Întotdeauna s-a reclamat aici că fondul de salarii și la RGCL și la Preservapa este foarte mare și din cauza asta tot timpul s-a gâfâit.
s-a găfuit și am adus jos cu societățile astea unde am ajuns. Eu am o propunere cumva, poate să faci un fel de colaborare între Rea GCL și Presler Vapa, să reducă cumva organigrama asta, că până la urmă și cei ori de la Rea GCL, ori de la Presler Vapa pot face cam același lucru. În momentul în care te duci la om acasă și faci o citire, poți să citești una pe metru și altul, făcut cumva o înțelegere între cele două societăți, pe bază de cost, domnule, ți-am citit apometru, te-a costat 2 lei, nu știu. Domnul director, revenind la organigramă, nu știu, e mică, e mare, viața va demonstra că situația va impune să angajezi sau la un moment dat să îl detașezi sau să-i schimbi activitatea unui salariat. Dumneavoastră acolo veniți cu o încărcătură oarecum mare acum de personal TESA. Trebuie să gândiți foarte bine ce faceți efectiv la acest moment cu personalul care l-aveți angajat în acest moment. Acela sfat l-a dat și secretarul Mircea Zuzan până când societatea va începe să furnizeze și să încaseze din nou serviciile de apă și canalizare. Îl atenționez atât că nu pot să-i hotărăsc să angajeze cât mai puțin oameni în prima etapă, pentru că dumneavoastră nu aveți venituri astăzi să acoperiți costurile cheltuielilor de personal. În condițiile în care o să recuperează la epurare, dar mă îndoiesc că fără un proces nu o să reușiți performanța asta, o să aveți probleme legate de salarii. Menționăm că în aceea ședință a fost aprobată și redevența pentru activitatea de epurare. Astfel, operatorul leșan va avea de plătit aproape 900 de mii de lei pe an societății din Pașcan pentru serviciile de epurare a apelor uzate. În municipiul Pașcan a scăzut numărul dosarelor penale în ultimul an, cel puțin așa reiese în urma bilanțului prezentat de conducerea parchetului de pe lângă judecătoria Pașcan pentru anul trecut. Nu au fost uitate câteva cazuri cu răsuneți pentru municipiu. Este vorba despre delapidarea unei bănci din oraș și un caz de viol asupra unui minor. 8 procurori față de 10, cât ar trebui să fie schema completă la parchetul din Pașcan și 6 grefieri au lucrat în anul 2014 la 18.082 de dosare. Au fost întocmite 32 de rechizitorii la infracțiune de furt și furt calificat față de 76 în anul 2013. Tot în scădere sunt și hotărârile judecătorești. Se constată o scădere a numărului de rechizitorii, dat fiind impactul noilor prevederi în materie penală. Față de această situație este de remarcat faptul că, prin intrarea în vigoare la 1.2.2014 a celor două coduri, în cazul mai multor infracțiuni incriminate în partea specială a codului penal, s-a prevăzut de către legiuitor posibilitatea împăcării sau retragerii plângerii prealabile. Cu titlu de exemplu, menționăm că la infracțiunea de furt și furt calificat, părțile se pot împăca și astfel numărul de rechizitorii întocmite vizând săvârșirea acestei infracțiuni au scăzut de la 76 de rechizitorii întocmite în cursul anului 2013 la 32 de rechizitorii. În anul 2014 s-au înregistrat un număr de 1.152 participări ale procurorului în cauzele penale față de 1.381 în anul 2013. Au fost verificate de către procuror un număr de 530 hotărâri judecătorești în materie penală, cu 69 hotărâri mai puține decât cele pronunțate în anul 2013. Au fost declarate 3 contestații, 8 apeluri, un recurs și au fost înregistrate în acest sens 3 contestații respinse, 8 apeluri admise, 3 apeluri respinse și un apel retras și precizăm de asemenea că 3 recursuri au fost admise. Au fost soluționate cauze care au fost săvârșite infracțiuni care prezentau un grad înalt de pericol, fiind trimiși în judecată inculpați cum ar fi pentru delapidare și viol. Evidențiem în acest sens că au fost soluționate cauze care au privit săvârșirea unor infracțiuni care prezentau un grad înalt de pericol social, fiind trimiși în acest sens în judecată inculpați, ca de exemplu inculpata T.A., care a fost cercetată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de delapidare ca urmare a sesizării formulate de o bancă din municipiul Pașcani, dosar în care prejudiciul s-a constatat a fi de peste 400 de mii lei. De asemenea, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv inculpatul O.F., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol asupra unei victime minore.
Menționăm că parchetul de pe lângă judecătoria Pașcani are de la începutul anului un nou șef după organizarea unui concurs. Este vorba despre procurorul Ioan Sebastian Puhă. De sâmbătă a intrat în vigoare noul cod al muncii. Au fost făcute modificări importante în ceea ce privesc concediile. Unele dintre ele vor fi tratate ca zile de muncă, în timp ce altele nu vor fi trecute ca vechime în câmpul muncii. Noul cod al muncii aduce vești bune, dar și vești rele. Concediul medical de la maternitate, precum și concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, vor fi trecute ca zile de muncă. Astfel, perioadele respective nu vor fi luate din zilele date pentru odihnă. O modificare care este în dezavantajul salariaților este faptul că nu va fi trecut ca vechime concediul fără plată. Potrivit prevederilor legii numărul 12 din 2015 pentru modificarea și completarea legii numărul 53 din 2003, codul muncii, absențele nemotivate și concediile fără plată vor fi scăzute din vechime. Excepție vor face doar concediile fără plată pentru formarea profesională a angajaților. În ceea ce privește concediul de odihnă, salariatul va avea dreptul la zile libere, chiar dacă concediul medical se va întinde pe durata unui an calendaristic. Angajatorul va fi obligat să acorde zilele restante într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul viitor. Compensarea în bani este permisă doar în cazul în care contractul individual de muncă încetează. Deși este un fenomen foarte răspândit în România, violența rămâne invizibilă sau și mai rău este considerată un fapt uzual, 60% din populație tolerând comportamentul violent în rândul familiei. Tot mai multe cazuri cu femei agresate de soț sau chiar proprii copii ajung în atenția medicilor. Și la spitalul din Pașcani ajung zilnic femei bătute de soții sau proprii copii. Este și cazul unei femei din comuna Vânători care a fost lovită fără milă de propriul copil. Cearta a pornit de la câteva cuvinte spuse care nu au fost premulțumirea băiatului, urmată de o ploaie de lovituri. La fața locului a venit un echipaj de la ambulanță. Femeia în vârstă de 56 de ani a fost diagnosticată cu traumatism facial și toraco-abdominal. Cu același traumatisme a fost adusă la spital și o pășcăneancă de 58 de ani, duminică seară, tot în urma unei agresiuni în familie. Momentan, femeile nu au făcut plângere la poliție. Menționăm că la fiecare 30 de secunde o femeie din România este victima violenței domestice, fiind înregistrate mii de cazuri, dintre care o parte dintre ele au decedat. Cum este privit fenomenul violenței domestice în familie? 40% din români consideră că violența domestică nu e niciodată justificată. Doar 66% din populație consideră că soțul ce își bate frecvent soția trebuie pedepsit de lege. 44% dintre români cred că nu trebuie să te amesteci în familia altuia când vezi că cineva este agresat fizic. Și în România există de 6 ori mai puține locuri în adăposturi decât ar fi necesar, conform standardului european de un loc la 10.000 de locuitori. În ultimii ani au fost lansate clipuri cu mesaje șocante care reprezintă fără perdea o crudă realitatea zilelor noastre, violența în familie. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințează-se numele tău și te rog ca tata să nu mai baziteze. Și să nu mai dea noi. Să râdă cu noi așa cum făcea altă dată. Și mama să se trezească și să mă țină în brațe. Amin. Noapte bună, mami! Există o lege, iar poliția poate fi un scut în fața persoanei agresate. Mai exact, atunci când o femeie e bătută de partener, persoana vătămată poate cere instanței un ordin de restricție prin care agresorul să fie evacuat din locuința comună. În plus, îi se poate interzice să se apropie la mai mult de 200 de metri de victimă și să o contacteze telefonic, prin e-mail sau poștă. Dacă agresorul nu respectă ordinul, ajunge în arest. Ziua Unirii a fost sărbătorită cu faste în acest weekend. La Ruginoasa au fost depuse coroane de flori, iar zeci de oameni s-au prins într-o horă mare în curtea Palatului Domnitorului. A urmat apoi un program artistic de zile mari în sala de spectacole de la primăria din localitate. Aceleași activități au avut loc și la Târgu Frumos. Ca în fiecare an, evenimentul a început cu depuneri de coroane la Biserica Domnească din Ruginoasa. Apoi, toată lumea s-a adunat în fața Palatului Aicuza, unde oficialitățile au ținut discursuri despre importanța zilei de 24 ianuarie. Să vă zic bine ați venit la această sărbătoare, să ne unim cu toții în gând și în faptă, să ajungem să fim mulțumiți și noi și cei din jurul nostru. Astăzi este o zi deosebită pentru poporul român și în același timp este o zi deosebită și pentru noi, locuitorii comunei Ruginoasa.
spiritului Cuza, spiritul familiei sale, al doamnei Elena Cuza, va fi mereu aici. Spiritele lor, spuneam, vor fi mereu aici, atât prin faptele mărețe pe care le-au întemeiat în perioada domniei și aici mă refer la reforma agrară pe care știm că în 1864 a pus temelia aici la Ruginasa proprietării țăranii români. În semn de recunoștință, localnicii au dat mână cu mână în curtea palatului și au fredonat celebrele versuri din Hora Unirii. Sărbătoarea s-a încheiat cu un program artistic pe cinste în sala de festivități de la primăria Ruginoasa. Preșcolarii și elevii de la școlile din comună, dar și din alte locuri, au cântat și au dansat pe melodii populare. Luptăm de azi, dar nu ne lăsăm la dușman. Suntem buni, avem un nume, vom răbi cu toții. Mărite, Domn, zidirea de început înveță-ți fie și viața să zidești la temelie. Fii bun, drept și înțelept, ești trup din trupul țării, Domnul meu. Straiele populare tradiționale au fost ținute obligatorie pentru cei care au pus în scenă spectacolul. La Târgu Frumos, oficialitățile au depus coroane de flori la monumentul de pe esplanadă și s-au prins în horă. Materialul video poate fi văzut integral pe site-ul bitv.info. A răsunat Casa de Cultură din Pașcan sâmbătă dimineață de muzică populară cântată de tinerele talente ale orașului. Nu a lipsit Hora Unirii. Publicul a aplaudat fiecare reprezentație. Ziua Unirii Principatelor Române sau Mica Unire, așa cum este cunoscut momentul de la 1859, a fost marcat printr-un spectacol și la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani. Ioana Groza, Miruna Ioana Albu, Andra Elena Lupu, George Manuel Băiceanu, laureați ai concursului de interpretare muzicală din cadrul festivalului pentru copii și tineret, Curcubeul Artelor, au fost cei care au încântat auzul celor prezenți. Pe scenă a urcat și încântat publicul și ansamblul de dansuri Plaiuri Pășcănene al Liceului Miron Costin și Busuiocul al Școlii Speciale și Liceul Tehnologic Valea Seacă.
La finalul manifestației toți cei prezenți și-au dat mână cu mână. Eveniment transmis prin internet, programul de cântece, dansuri și poezii organizat de elevii de la trei școli din Pașcani și Republica Moldova a fost urmărit în timp real pe o rețea de chat de spectatorii prezenți în cele două locuri, iar organizatorii au conversat între ei. Ca și cum totul s-a petrecut pe aceeași scenă, numai că elevii și profesorii pășcăneni se aflau la Clubul Copiilor din oraș, iar cei din Republica Moldova la Liceul Constantin Stere din Soroca. Cu emoție în glas, cele două echipe din Pașcani și din Soroca au început programul la ora 11. Totul a fost transmis prin intermediul internetului și a unei rețele de chat. Vineri, un eveniment deosebit și pentru noi cei din Republica Moldova. Vreau să zic că va rămâne în istorie și acest duplex care îl realizăm astăzi, fiindcă aceasta ne va uni și mai mult. Prin aceste proiecte interculturale vom afla cât mai mult despre semenii noștri din România, exact cât și dumneavoastră despre elevii noștri din Republica Moldova. Apoi, pe parcursul a mai bine de două ore, fiecare și-a prezentat momentele pregătite, de la cântece și poezii patriotice până la prezentare de modă tematică. Acțiunea nu este pentru prima oară organizată de Ziua Națională a României. Pe 1 decembrie a mai avut loc un duplex. Sâmbătă, de pe 24 ianuarie, de fapt a fost al doilea eveniment, pentru că primul în duplex cu Republica Soroca l-am realizat pe 1 decembrie. Dar de data asta, pe 24 ianuarie, pentru 156 de ani de la Unirea Mică a Principatelor Române, am reușit, prin intermediul societății comerciale Proxima SRL, să facem legătura cu școala Constantin Stere din Soroca, Republica Moldova. Am avut un program amplu, în duplex, ei ne-au minunat cu activitățile lor și cu momentele lor, și noi sperăm că i-am minunat cu activitățile și cu momentele noastre. Directorul Clubului Copiilor, Gabriel Ciopraga, organizatorul evenimentului, este mulțumit de rezultat și spune că acțiunea de acest gen vor mai fi organizate. Menționăm că la evenimentul de sâmbătă de pe 24 ianuarie și-au adus contribuția și elevii de la colegiile Unirea și Sadoveanu. Prima ședință de Consiliul Local din Scobința a adus și raportul primarului din comună pentru anul 2014. Edilul a prezentat în fața aleșilor ce modernizări au fost făcute anul trecut, dar și ce lipsuri au fost. Totodată s-a discutat și despre investițiile ce vor prinde contur în anul 2015. Anul 2014 a fost un an al investițiilor pentru Comuna Scobinți. Cel puțin așa spune primarul Gheorghe Hrițcu în raportul întocmit pe anul trecut. Au început lucrările la centrul de zi pentru copiii proveniți din familiile defavorizate, a fost îmbunătățit iluminatul stradal pe arterele principale și a fost extinsă conducta de gaz metan. Am extins conducta de gaz metan, nu așa cum ne-am fi dorit, dar ați observat în zagradia special, acolo unde a fost investiția de, cu drumul asfaltat și înspre Scorbin, urmând ca anul acesta să încercăm să mergem spre Sticlăria și să intrăm chiar în satul Bădeni, măcar pe la școală.
Chiar și în aceste condiții, în comună mai sunt și lipsuri. Cea mai importantă investiție pentru anul acesta ar fi construirea unor grupuri sanitare în școlile din satele componente. Ar trebui să avem în atenție în 2015 mai mult școlile și în special școlile acolo unde sunt copii până în clasa a patra, să încercăm să facem grupurile sanitare să fie în interior, chiar dacă școlile toate au autorizații de funcționare de la DSP. Alte proiecte la care se lucrează în 2015 prevăd modernizarea clădirii dispensarului, modernizarea trotoarelor și asfaltarea unui drum județean. Pentru acesta, din urmă, s-au făcut numeroase demersuri la Direcția de Drumuri Județene, însă fără succes. Înregistrarea video poate fi văzută integral pe site-ul bittv.info. Liceenii pășcăneni au participat în acest weekend la Olimpiada Sportului Școlar, faza locală, la handbal. Patru echipe s-au întrecut pentru a obține victoria. Competiția s-a dat între Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Colegiul Tehnic CF Unirea, Liceul Nicolae Iorga și Liceul Miron Costin. Jocurile s-au desfășurat în sala de sport din fața Colegiului Mihail Sadoveanu. A fost un scor strâns, iar într-un final învingătorii au ieșit adolescenții de la Unirea. Menționăm că faza județeană va avea loc la Iași pe 21 februarie. Stimați telespectatori, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programele noastre. Noi ne revedem mâine seară de la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe bittv.info. Suntem și pe Facebook, iar materialele video le găsiți pe platforma de YouTube cu același nume. Toate bune!